Salutare, salutare, dragi abonați! Marius aici. Este prima mea încercare să fac un astfel de vlog de călătorie. Așa că îmi cer scuze dacă o să am ceva emoții, pentru că sunt sigur convins că se vor uita persoane care nu s-au mai abonat până acum la acest canal și nu au mai văzut clipuri făcute de mine până acum. Nu știu că mă dau pe skateboard și toate clipurile mele sunt legate de skateboard, dar am zis să fac și o încercare pentru că am văzut că este la modă să faci astfel de tripuri prin România, să vizitezi, de traveling cu prietena în cuplu. Astăzi vom vizita, eu cu prietena mea Bianca, vom vizita complexul Egreta din comuna Berzeasca, județul Caraș Severin. Este prima pensiune lacustră din România făcută pe banii europeni și arată foarte interesant. Toate pozele pe care le-am văzut până acum pe internet sunt absolut superbe, incredibile, mai ales imaginile din dronă. Aici se află pe hartă locația unde vrem noi să mergem, așa se vede din satelit. Am reușit să luăm cazare o singură zi, din păcate, pentru că doar în cursul săptămânii am reușit să găsim o singură zi. Este foarte cerută această stațiune. Am zis să o luăm, de ce nu? E o experiență unică. Și cazarea mi se pare că ne-a costat, o să ne coste încă n-am plătit, 300 de lei pe noapte. Iar la sfârșit, când vom face check-out-ul, o să vă spunem părerea noastră sinceră despre această zonă, dacă vă recomandăm să încercați sau să nu încercați. Am ajuns în Orșova și vreau să vă spun că este un oraș foarte, foarte frumos. Vă recomand să-l vizitați. De fiecare dată când ajungem prin zona aceasta, eu mereu opresc. La fel am uitat să spun că mi-am uitat GoPro-ul la casă, bineînțeles. Dar voi filma cu telefonul, am folosit ultra-wide-ul, iar dacă am lumină suficientă, va filma destul de bine. Așa că nu știu dacă o să faceți vreo diferență că am filmat cu telefonul sau nu e GoPro, dar sper să nu fie asta problema. Voi încerca să fac acest vlog în 4K, să fie calitativ. Cum spuneam, Orșova are o faleză foarte frumoasă și recomand, chiar recomand. Un oraș super frumos. Un alt atu al acestui drum este că pe traseu puteți să vizitați chipul lui Decebal, cazanele mici. Sunt în aceeași direcție spre acest complex. Așa că dacă nu le-ați văzut niciodată, vi le recomand. Și am ajuns în zona unde este chipul lui Decebal, sculptat în stâncă, undeva aici pe dreapta, dacă... Tot din zona asta puteți să închiriați bărcuțe, să vă plimbați pe Dunăre, să vă arate cazanele mici, o peșteră, mi se pare că am fost și eu anul trecut cu Bianca. Destul de interesant. A fost o experiență destul de plăcută când am venit ultima oară aici. Am făcut și o scurtă oprire să filmez Dunărea. Pe partea cealaltă probabil v-ați prins, este Serbia. Super frumos. Mergem? Aparent puteam să opresc un pic mai în față și să mă urc pe aceste stânci, să am o priveliște mai faină. Bianca s-a oprit să fac câteva pozici. Eu zic că merge un pic. Nu cad. E super priveliște de aici. Dăm și un trick? Auzi? Ar fi drăguț să stai acolo la baza stâncii, ca să le filmez pe amândouă puțin. Stradă. Le moi de la... Yeah.
Ăla a fost. Și am ajuns. Am ajuns. Să intrăm. Găsim parcare. Găsim parcare, nu e problemă. Unde să o parcăm noi? Ce ar fi să o parcăm fix lângă tomberon aici. Bine, prima dată o să mergem să plătim cazarea. După o să vă facem un scurt tur. Complex Egreta. Mhm. Îmi place trestia asta în stânga, nu știu de ce. Bă, arată bine, rău de tot. Arată bine. Ok. Prima impresie contează. Nice, chiar nice. Am plătit 300 de lei pentru o noapte, avem căsuța numărul 3. Înainte să fac turul căsuței, vreau să vă arăt puțin complexul. Toate căsuțele sunt legate de acest ponton lung. Acum vom merge direct la căsuță să facem turul. Și cam așa arată în momentul când deschideți ușa. Aici în dreapta avem baia, care arată destul de decent. Aici avem un dulap și am observat ceva, un frigider pe care probabil trebuie să-l băgăm în priză, nu știu care treabă, trebuie să-l băgăm în priză. De exemplu, pe site la ei nu specifica că au și mini frigider. Deci este un bonus, din punctul meu de vedere, dacă vreți să vă puneți apa, sucul, ceva la rece. Aici avem și un televizor, aici este mini sufrageria. Bianca, cum se numește? Mini sufragerie? Cum să-i zic la asta? Un fel de living, da. Avem o canapea. Iar de dormit se doarme, bineînțeles, sus, la etaj. Urcăm imediat. Îmi place per ansamblu aspectul ăsta de lemn. Poate nu e pe gustul tuturor, dar mie îmi place. Avem aici două geamuri. Trebuie să recunosc că este puțin cam cald aici sus. Trebuie neapărat să dăm drumul la aer condiționat. Dacă vreți să dormiți pe timp de zi, trebuie neapărat să dați drumul la aer condiționat. Noi aveam deschis acum ușa și așteptăm să aerisească. Poate nu o să fie nevoie, dar vom vedea. Ce pot să zic? În principiu este curat. Așternuturile sunt curate, le-am mirosit mai devreme, sunt proaspete,
pentru că am vrut să pun un pic de accent la treaba cu curățenia, pentru că am văzut, bineînțeles, înainte să vin la acest complex, foarte multe review-uri. Și bine, în mare parte sunt bune, dar au fost și câteva persoane care au specificat acest aspect la curățenie, că se putea mai bine sau... Eu nu sunt o persoană foarte pretențioasă, fiind și skater, se mai fac și glume pe seama asta că noi nu avem prea multe pretenții, dar pentru 300 de lei îmi spuneți voi dacă este ok sau nu. Dar nu ne-am gândit să luăm papuci. Acum o să vă arăt și terasa, pontonul. Avem aici două șezlonguri. Da, se poate deschide, da. Se poate. Nu știu cum, dar oricum nu este nevoie, pentru că soarele se împarte aia și oricât ai de mult ai deschide, văd aici la vecinii, de lângă tot au soare. Așa că mai bine ne bazăm pe umbreluțele astea două. Dar, terasa asta are 16 metri pătrați, priveliștea este superbă. Exact ca în poze. Exact ca în poze. Super frumos. Că tot am vorbit de treaba asta cu site-ul, o să las site-ul în descriere, să-l accesați și voi, o să aveți mai multe informații despre acest complex, pentru că nu stau să citesc de pe site toate cele. Vreau doar să vă spun părerea mea sinceră de super începător în astfel de lucruri. Da, iarăși emoțiile astea. Dar, o să mă duc până la mașină acum, că am câteva chestii de luat. Apoi o să ne luăm probabil niște bere, să bem. Zic să mergem la restaurant. La restaurant? Da. Dar chiar uite un aspect la care trebuie să ne interesăm. Eu fiind vegan, nu prea am cum să am așa multe opțiuni la mâncare. Am văzut că nu sunt foarte multe opțiuni, dar nu este problemă. Mi-am luat niște chestii de acasă înainte să plec, m-am asigurat, nu e asta o mare problemă. Dar dacă sunteți vegetarian sau vegan, trebuie să înțelegeți că opțiunile sunt limitate. Dar probabil știți deja treaba asta. O să vă ținem la curent timp după ce aflăm ce meniuri au. Dar încă o dată vreau să vă spun că la prima vedere, prima oară, știți cum e, prima impresie contează. Deci prima impresie este foarte, foarte bună. Așa, am văzut că sunt acolo niște stâlpi. Cred că mai pe seară o să pună tot felul de păsări pe ele. Abia aștept să le filmez. Toți pescărușii, nu? E soarele ăsta, îmi bate, nu prea văd bine, dar cred că sunt câțiva. Da, păi probabil și din cauza că suntem aici pe malul Dunării. Se pun și pânze de păianjen, gen asta n-ai cum, e foarte greu să stai să le curezi tot timpul și astea. E de înțeles, acum nu trebuie să fim mega ultra critici la orice chestie de asta de genul. Totuși, 300 de lei pe noapte, nu suntem în Dubai, știți? E ok. E chiar ok. Adică, din punctul meu de vedere, este ok. Acum, na, știți cum e. Scările îmi dau cu panică de scări. Scările? Puțin alunecoase, că lemn lăcuit. Da, este lemn lăcuit, să aveți grijă, sunt un pic de tot alunecoase, să aveți grijă la scări, dar sunt ok, vă țineți un pic de aici și este tot în regulă. Ok. Am văzut la intrare că apa are cam 1,20 m, 1,40 m. Adâncimea? Da, nu e adâncimea. Apoi puteți să faceți și activități cu barca. Da, un alt unghi. Aici este recepția. Aici este terasa, în cazul în care vreți să beți un suc, o bere. Uite cum stau. Uite cum stau ei. Mhm. Dar tu vezi că sunt super mulți. Uite și aici. Ăștia sunt mai mari ăștia, în partea asta, mai crăsant. Am terminat și o bericioică.
da, da, îmi filmez unghia neagră, da. Bianca râde de mine cam unghia neagră de când mi-am dat cu placa de skateboard. Mi-am făcut-o praf. Am făcut câteva filmări cu drona mai devreme. Sper să iasă totul ok. Și vreau să mai stăm puțin până să apună soarele și să mergem acolo pe limba aia de pământ. Nu știu dacă o vedeți acolo. Acum nu știu, sper să nu fie teren privat sau ceva de genul, dar vrea Bianca să mergem acolo să vedem care e treaba. Pare rău că nu mi-a luat o undiță cu mine, pentru că sunt foarte mulți care dau la pește și mă cam oftic un pic. Ar fi prins și eu niște peștișori, pentru că lumea prinde peștișori și apoi aruncă la păsări pe aici și vin și le iau direct din apă, de la suprafață. Chiar că sunt morți, nu contează, toți se aruncă pe ei. Da, până acum toate bune și frumoase. Ne-am uitat și un pic pe meniu. Ca și vegetarian sau, mă rog, vegan, poți alege niște garnituri, adică au cartofi prăjiți, cartofi piure, salate de varză, salate probabil de roșii, mai aveam mămăligă și pilaf de orez. Deci cam astea sunt opțiunile, nu sunt foarte multe opțiuni dacă nu mâncați carne, cum ca mine, sau ouă, sau nu mâncați lactate, brânzeturi. Dar dacă nu aveți nicio treabă cu chestia asta, am văzut că aveau destul de multe chestii, pește prăjit, ceafă de porc, adică destul de multe chestii. Aveau câteva, nu prea au multe, au câteva chestii. Aveți ce să mâncați. Clasicele, da, sunt clasicele. Dacă nu sunteți pretențioși, n-ar trebui să aveți o problemă. Dar oricum, ca și sfat, este să vă luați câteva chestii cu voi, niște fructe, niște legume, niște chestii de genul, să nu vă băzați 100% pe tot ce se vinde doar aici. Puteți să luați câteva chestii cu voi. Noi, de exemplu, ne-am luat chipsuri, că sunt sigur că nu găseam chipsuri aici. N-am încercat mâncarea, adică nu știu. Da, nici n-am încercat mâncarea încă, să vedem. Nu știu că mi-am atins ecranul, spre că încă filmez. N-am încercat încă mâncarea, dar nu știu, eu nu știu dacă să-mi iau momentan, prea mi-e foame. Mai am ceva piersici, să mănânc niște piersici. Nu știu dacă o să fie o combinație bună cu bere, dar Bianca probabil să-și cumpere ceva de mâncare puțin mai târziu. Știu, mă, cum încerc ea să scoată cea mai bună poză. Da, ne-am întors, nu ne-am mai dus pe limba aia pentru că era teren privat și n-am vrut să facem vreo problemă să se supere cineva pe noi, așa că ne-am întors. A, uite, a prins pește. Nu știu dacă a prins pește. Nu avem undiță, Bianca, chiar nu avem undiță. Hai, deschide asta ca să... Mi-am uitat GoPro-ul, dar mi-a luat camera, da. N-am luat stabilizatorul cu mine, n-am luat... Îmi place sunetul. Mamă, acum vine apusul la Superb la Nao. Ia să vedem. Cu dezastru pe aici. Dar strângem cum plecăm. O baterie externă. Da, am uitat și bateriile externe, am uitat tot. Am uitat și bateriile externe, am uitat și... Nu știu, am uitat și bateriile externe, am uitat și GoPro, am uitat și gimbalul, am uitat și trepiedul. Ce am mai uitat? Da, am uitat multe, pare rău. Gata, a venit și apusul. Să văd cum fac cu telefonul ăsta, să-l țin. Așa. Sper să nu se vadă mâna. Cred că e ok. Mi-am luat două beri. Da, cum spuneam, am fost și aici la recepție și de unde îți iei bere și să faci comenzile. Aparent nu merge wireless-ul, nu găsești absolut nicio rețea. Nu știu dacă e o problemă astăzi cu internetul la ei sau așa a fost totdeauna, dar nu știu. Ca idee, să știți. Am vrut să punctez acest aspect. De ce mi-ai încuiat ușa? Nu ziceai că e deschis? Păi nu, dar de ce ai încuiat ușa? Nu am încuiat-o. Păi ai încuiat-o. Nici nu am plecat de acolo. S-a închis singură. Se închide automat. Nu știu, ultima oară nu s-a închis automat. Să nu spui că am pierdut apusul să-l prind aici. A. Da? Hai să bem bere. Ia uite să văd ce alb sunt la picioare. Dacă filmezi jos și te aplici puțin, te vezi acolo pentru poză. Aha. Trebuie să dau cu... Da. Și îți dai seama că Bianca mi-așa cu păsă. Mhm, merge. Ce voiam să zic este că... Acum chiar mă oftic că nu mi-am luat o undiță de dau și eu la pește. Bă, toată lumea de la pește, toată lumea, absolut toată lumea de la pește și toată lumea prinde peștișori.
Bianca nu prinde peștișor. Ar fi vrut să prindă niște peștișor. Da, asta e. Dacă mai venim vreodată aici, o să știm să ne luăm, să ne luăm și noi undița. Am făcut poza cu Muntele Fuji. Muntele Fuji? Muntele Fuji. Am înțeles. Uite mă cum s-a dus ea să fotografieze pescărușii. Mamă, se vede oribil cu zoomul ăsta. Oribil. Bună dimineața. Aici broscoiul. Da, ne-am trezit de dimineață ca să vedem răsăritul și s-a luat o chestie. Soarele o să răsară fix după căsuțe. Ceea ce este cam nasol, pentru că nu-l prindem de pe terasă. Cred că ar trebui să ieșim pe ponton în partea cealaltă să vedem soarele. Să prezeze degetul de ață. Hai, te rog. Micul dejun. Îmi pare rău că am mâncat castraveți. Și noi am lăsat de puțin. Aveam da. Multe variante. Da, erau mai multe variante. Nu știu cum mănânc. Oricum puteai să iei ou, omletă, crembă, șuncă, cafea, ceai. Și asta este inclus în preț. Sare, cred că trebuia să zicem. Să-ți da, e cam târziu. După ce ai mâncat. După ce am mâncat. Gata. Am lăsat și cartela. Acum mergem spre mașină să vedem ce putem să vizităm în zonă. Ce incomod. Și o să vă spunem și părerea noastră imediat despre acest loc, dacă recomandăm, minusuri, plusuri. Haideți să începem prima dată cu aturile. Ca și zonă, consider că este o zonă foarte frumoasă. Dacă vreți liniște, o găsiți cu siguranță. Arată super, super, super fain. Felul cum este gândit, tot complexul este foarte tare. Ai duș, ai cabină de duș, ai televizor prin cablu, toaletă, ai ponton frumos, poți să dai la pește, inclusiv de acolo. Cred că e cea mai bună parte. Cred că da, Bianca consideră că e cea mai bună parte treaba asta. Ce alte aturi ai mai văzut? E drăguț bungalow, e drăguță cabana în sine. Da, deci cabana, okay. Căbănuța e foarte frumoasă. Da. Curată, simplă. Da, este curată, este simplă. N-am găsit nereguli sau ceva de genul. A fost destul de ok. Dacă acum, știți cum e? Depinde de la persoană la persoană. Depinde de cât de mofturos este fiecare individ în parte. Ca și minusuri, să fiu sincer, nu prea am văzut. Adică, cum spunea și Bianca mai devreme, faptul că ești foarte izolat, nu prea ai nimic în zonă, poate să fie un plus sau un minus.
Depinde, nu? Un alt minus aș putea să spun este că ar trebui o mai mare diversitate la mâncare, poate. Uite, de exemplu, eu nu prea am avut ce să-mi aleg, dar știam deja treaba asta pentru că mi-am făcut research-ul. Și pentru că așa e aproape peste tot. Da, și pentru că așa este aproape peste tot. În majoritatea sunt... Majoritatea mănâncă normal. Nu că aș mânca eu anormal, dar majoritatea mănâncă carne și nu au probleme de genul ăsta. Dar o mai mare diversitate nu ar strica. O mică problemă la internet am întâmpinat, pentru că ei spun că au internet și de fapt nu prins deloc semnalul de la internet. Am găsit doar pe laptop un pic de tot de semnal, dar pe telefon nu-l găsește wireless-ul. Foarte ciudat, nu știu de ce. Am mers prin toată zona, nu am găsit deloc semnalul de wireless. Și Bianca a spus că nu ai feon deloc să-ți usuci părul. Nu specifică nici faptul că nu-l ai pe site, l-ai. Deci ca idee, dacă... În principiu ăsta nu e un minus, că nu-l găsești peste tot. Da, nu este un minus. Trebuie să-l iei de acasă, feon fier de călătate. Da, asta nu cred că ar trebui să fie un... Da, nu e un minus. Da, deci, pe total ați văzut despre ce este vorba. Acum rămâne la alegerea voastră dacă considerați că se merită sau nu pentru a veni aici o seară, 300 de lei pe noapte. Să fiu sincer, părerea mea este că se merită o singură zi să stați, nu mai mult, pentru că nu prea ai ce să faci. Este liniște și pace, dar la un moment dat te plictisești și de terasă și de ponton. Îți faci pozele, îți faci tot ce ai nevoie de după aia. Știi ce zic? În principiu faci excursii de o zi. La Moldova, sunt foarte multe de vizitat. Da. Și te întorci aici pe seară, ai priveliștea de seară, de apus. Da, dacă vreți așa, puteți să... Poate să fie doar zona unde puteți să faceți somnul. Dar 300 de lei pe noapte, nu știu, poate dacă stați 3 nopți, sunt deja 900 de lei. Se merită, nu se merită, asta depinde de fiecare în parte, de buzunarul fiecăruia. A fost o experiență frumoasă. Acum vom merge să vizităm câteva lucruri din zonă, după care o să mergem spre casă. Am ajuns și în Orșova. Din păcate, aici o să închei și vlogul acesta, pentru că suntem destul de obosiți și vrem să ajungem acasă. Plus de asta am primit și o eroare la bord, la motor, la mașină, nu știu ce Dumnezeu are. Pentru că n-am mai pățit până acum eroarea asta și chiar nu știu de la ce poate să fie. În momentul când am dat drumul la mașină și am dat drumul la aer condiționat, mi-a din prima eroarea asta și când sunt în a patra nu prea mai trage bine și mi-e puțin cam frică. Vreau să ajung cu bine acasă și să ajung cât de cât, cât mai e lumină. Să nu fac vreo chestie de genul, să rămân cu mașina pe undeva blocat. Dar sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să dați un subscribe, un like, un share. Și da, dacă v-a plăcut genul ăsta de vlog, spuneți-mi ca să știu dacă e să mai fac sau nu. Că dacă nu mă pricep la el și nu o să mai fac, rămân la skateboard și atât. Și am terminat povestea. Dar aici se încheie. Ok. Direct de aici, din Orșova. Peace!